Primele săpături la fundația stadionului Arena Eroii Timișoarei sunt programate în luna martie. În prima săptămână, executantul a decopertat terenul pentru tribune și a eliberat suprafața de cantitățile de pământ rezultate în urma operațiunii. În perioada următoare vor fi efectuate săpături la fundație, evaluări și verificări ale terenului și compoziției solului. Mă bucur că după ani de promisiuni și rateuri suntem în sfârșit în teren și se lucrează la noul stadion al Timișoarei. Noi avem deja alocați în bugetul pe anul acesta 30 de milioane de lei pentru șantier. E un proiect strategic pentru Timișoara pe care îl finanțăm integral din banii timișorenilor, a declarat primarul Dominic Friț. Cu o suprafață construită de peste 10.000 de metri pătrați, stadionul va fi de categoria 4 și va putea găzdui inclusiv competiții internaționale. La parter vor fi vestiare, birouri, cabinet medical, punct de poliție, puncte de prim ajutor, spații pentru testare antidoping, zona de încălzire și altele. La ultimul etaj vor fi lojele, oficii și alte spații, iar la cel de-al doilea etaj sunt prevăzute cabinele pentru transmisii TV, cabine de presă, o zonă de lucru foto și altele. Pentru siguranță, stadionul va fi dotat cu sistem de detecție, avertizare și alarmare la incendiu în toate spațiile și cu sistem de supraveghere video, iar pentru acces va fi folosit un sistem modern.